Salutare, oameni buni, și bine ați revenit! Astăzi lansăm în România Realme 9. Sunt două modele, 1 4G, 1 5G, cu diverse funcții, unele mai avansate, unele mai slabe. Dovadă că penuria de componente și situația actuală din piață împinge pe mari producători să facă și greșeli. O să vă spun care e favoritul meu, care stă mai bine în teste și care are prețul cel mai bun, dar până la urmă avem o dilemă interesantă. Care telefon să îl iau la 1200-1300 de lei între Realme 9 4G și Realme 9 5G? E greu de spus, e foarte greu de spus, pentru că unii vor favoriza întotdeauna partea de ecran sau camere foto sau baterie, pe când unii vor favoriza, să zic așa, partea cealaltă, adică procesorul, puterea de procesare, aspectul telefonului versus un aspect mai plicticos și așa mai departe. Sunt mici diferențe între ele, unii preferă întotdeauna LCD, alții preferă neapărat să fie AMOLED și așa mai departe. O să le detaliem pe fiecare în parte. Lansarea lor oficială în România este astăzi. Modelul de bază este Realme 9 5G cu 4 GB de RAM, 64 de stocare, 1199 lei. Cel cu 4 GB de RAM, 128 de stocare, se duce în 1299. Tot la 1299 puteți lua 4G-ul, deci vedeți că 4G-ul deja e cu prețul peste 5G. Puteți lua 4G-ul la 1299 cu 6 GB de RAM, 128, deci aici va fi lupta cea mai gravă între Realme 9 ieftin, care e 5G și are procesor puternic, dar are 4 GB de RAM, 6 și 128 de stocare, și celălalt care costă exact la fel și este 4G, dar are în schimb 6 GB de RAM, 128 de stocare, plus celelalte specificații despre care discutăm pe parcurs. Varianta de top e 4G cu 8 GB de RAM, 128 de stocare, pe care am testat-o și eu, și o să vă împărtășesc părerea mea despre ea. La ora actuală eu favorizez 4G-ul pentru că are ecran Super AMOLED, arată mai bine, are câteva funcții în plus, pe când la 5G am încercat să-l țină prețul cât de cât comparabil cu 4G, astfel că au tăiat diverse chestii de pe listă și este mai slăbuț. Dar, da, la jocuri și la putere de procesare, 5G-ul e mai puternic, că e procesor 5G și atunci duce mai mult. Acum, da, un utilizator normal, zic eu că în majoritatea cazurilor va alege pe procesor puternic în rețeaua 5G cu transfer rapid de date și alte chestii de genul ăsta, pe când un utilizator chizuit care vrea autonomie și vrea o experiență per total bună și un terminal cu design va merge pe 4G. Haideți să le scoatem din cutie, ne uităm la ce au pus acolo, ne uităm cum arată telefoanele, apoi vă arăt testele și facem test de audio și video și tragem împreună concluzia la finalul acestui clip. Hai să vedem! Hai că am revenit de sus ca să vedeți mai bine telefoanele. 4G, 5G, 4G, 5G, le luăm pe rând. Deschid un pic și cutiuțele să vedeți ce ar putea să fie. Ce surprize ar putea să fie aici. Așa. Avem husă și documente. Și avem încărcător fast charge pentru ambele, în cutie și cablu, USB clasic de la LAT la cel mic și o unealtă de SIM ascunsă pe undeva. Nu mai avem altceva în cutie, dar nici nu mai fac unboxing-uri pentru că practic nu ai ce să arăt în cutie. Iar 5G-ul are cutia un pic mai mare, telefonul e un pic mai mare, ecranul cu vreo 0,2 mm în inch, 0,2 inch, mai mulți milimetri. O husă mai gri, așa, tot de silicon transparent. Iarăși cablu, iarăși încărcător de mare viteză. Ce e bine că a evoluat încărcarea de mare viteză și că a ajuns pe telefoanele astea mai ieftine. Dar, pe de altă parte, nu e un criteriu clar după care să alegi telefonul.
ne uităm un pic la cele două telefoane și vedem pe ăsta care arată mai bine și pe deasupra este și mai bine dotat. Modelul 4G, da? Are ecran de 6.4 Super AMOLED, foarte bun, cu rată de refresh mare și luminozitate mare și are cameră de 108 megapixel principală, spre deosebire de alălalt. Dar aici iarăși este o bătălie enormă între camera de 108 și cea de 50, care zice că una e mai bună, care zice că alta e mai bună. Acum depinde de gusturi și de diverse opțiuni personale. Mie mi se pare că ăsta arată ceva mai bine, este mai dotat și îl prefer și pentru că are 8 GB de RAM, 128 de stocare. Da? Ăsta are 4 de RAM și 128 de stocare. E, avantajul ăsta, ăsta are un LCD de 6.6 inci, este și ăsta destul de luminos, da? Diferă până la urmă. E mai masiv, mai greuț așa și are o cameră de 50 și are 4 de RAM cu 128 de stocare. Avantajul ăsta însă este dat de procesor. Ăsta 5G are procesorul Snapdragon 695, care chiar este un procesor de mare viteză și puternic, pe când ăsta la altul are procesor Snapdragon 680, care e cu generație în urmă, mai slăbuț, iese la jumate în scorurile de performanță. Cu toate astea mi-a plăcut camera și la unul și la altul, se descurcă la 1200 de lei, excelent, n-ai nevoie de altceva. Bineînțeles că au și senzor de umplutură ca să pară că sunt 3, 4, 5 camere. Selfie-ul e destul de decent, dar nu e niciunul bazat pe selfie. Prefer să vă arăt acum testele făcute și după aceea vedem la fiecare în parte fotografii, imagine, sunet, să ne dăm cu părerea cam care ar fi cel mai bun. Am rulat întâi test de baterie, 23 de ore și 47, unul din cele mai bune de anul ăsta. A ținut foarte bine, s-a descărcat foarte greu, dar cu performanța iarăși e o problemă. 375 e un foarte mic scorul, 1500 pe multicore, slab, slab și foarte slab. Dar ăsta este modelul care are 8 GB de RAM, 128 de stocare, deci el se va descurca aproape în orice situație. Stocările sunt UFS 2.2, se mișcă destul de rapid. Ecranul de 6.43 este Full HD+, Super AMOLED cu o rată de refresh de 90 de Hz și avem bateria de 5000. Iată procesorul Qualcomm Snapdragon 680 E4, nuclee Cryo 265 și care sunt Cortex A73, deci din urmă. Dar 4 de putere și 4 economice, adică e o diferență față de rest. În schimb, 288.000 în scorurile de AnTuTu. Stocarea, v-am zis, e rapidă. Hai că-l las cu AnTuTu să comparăm un pic cu celălalt. Și vedem aici așa. Autonomie totală 28 de ore, campion al autonomiei ăsta, modelul cu 695. 690 în single core și 1944 multicore, un scor mult mai bun decât fratesul, adică destul de mare față de fratesul ăsta. În schimb are 4 GB de RAM, 128 de stocare, iar scorul de AnTuTu este, dacă l-am închis, 3, nu mai fugim așa. Ia. 288.385, 356.551. Deci, pasionații de jocuri, gaming, distracție, joculețe, aplicații, chestii, vor prefera pe ăsta. Și cu aceeași baterie, procesorul mai puternic scoate autonomie mai mare. Deci te iei cu mâinile de cap cum sunt făcute pe partea de software. Și să vă arăt și la Geekbench ăla. Băi. 690 pe single, 1944, 375 pe single, 1600-1581. Deci diferență mare, dar pe de altă parte ăsta are AMOLED, ăsta are LCD simplu.
Greu și foarte greu de ales. Ia să vedem la asta display-ul dacă are 120 de Hz, lasă-mă reclamele. 120 de Hz la refresh-ul la LCD, un schimb luminozitatea e mai slabă, iar calitatea display-ului AMOLED se vede de la o poștă. Haideți să vă arăt și cu camerele foto cum au stat. Camera... camera și avem așa 108 megapixeli, însă ia, că închise rotația aia. Jumătate de oră, frate. Procesare slabă. Este senzorul, e bun, a fost la un moment dat pe Galaxy, dar acum Galaxy are unul mai actualizat. La lumină mare, da, la lumină mare se vede și uite, poză de 108 megapixeli, înseamnă că poți face mult și bine zoom în ea și se vede la calitate maximă. Are o cameră ultra-wide, dar cred că e de 2 megapixeli, ceva de genul, și un pic de zoom care îl face digital și care merge, dar... vedeți, nu are calitatea unei fotografii, dar merge, nu poți să zici că e foarte nasol. E așa și așa. De aproape cameră de macro se vede frumos. Ia să vedem și până 50 de megapixeli, bă, o cameră curățică. Fără probleme. Și la fel are un ultra-wide de nivel micuț. Uite ce poză frumoasă a făcut, foarte frumos. Băi, deci vă spun care ar fi fost un Realme aproape de perfecțiune, în Realme 9 cu 695 și cu ecran AMOLED. Și camera putea să fie și de 108 și de 50, nu mă deranjează, putea să fie și de 48 și de 64, ar fi mers la fel de ok și ar fi avut autonomie mare și s-ar fi descurcat mai bine în aplicații. Dar ăla e enervant că e LCD, ăsta e mai bun, dar are procesor mai prost, deci habar n-am care ar fi cea mai bună alegere. Cred că totuși 4G-ul, pentru că ea are un aspect mai drăguț. El are și prețul mai mare, v-am zis. Ăsta 4G cu 6 și 128 costă cât cel 5G cu 4 și 128. Deci ăsta deja este mai scump pentru că are 8 GB de RAM. Aolea, complicată fază. Deci nici măcar eu nu știu exact ce Dumnezeu să aleg la nivelul ăsta. Hai să punem un... cum e? Un singur difuzor situat în partea de jos. Ce tare, ăsta așa pus. Aoleu, 4K și este calitatea maximă 1080p. Shut up and let me alone. Da, nu mă lasă YouTube să las. Deci YouTube nu mă lasă să dau calitate mai mare de calitatea ecranului și asta este, ne uităm așa.
Sunt am să fac. Da. Sunet bun, dar numai în partea de jos. Deci cum era la 8K macro? Ia. Băi nene, băi, ce ți-am dat eu și ce faci tu? Da, nici la asta nu mă lasă decât 1080p. Nu reușesc să le prind, băi nene, băi, nici cum. Se vede diferența. Ia. Am OLED versus LCD. După părerea mea, vă descurcați și cu LCD-ul și, cum ați văzut, LCD-ul oferă un pic mai mult autonomie, dar nu un pic, așa câteva ore. Dar contează uneori să ai chestia asta. În schimb, ce AMOLED-ul îți oferă culori mai bune, de o calitate mai vibrantă, pentru filme, pentru jocuri. Acum, sincer, știu, e foarte greu să alegi care ar fi cea mai bună variantă, dar să spunem că ai avea 1300 de lei și ai de ales un singur telefon. Pe ce mergi? Pe performanță, dar cu LCD și cu minus la cameră un pic, sau, mă rog, discutabil la cameră, sau mergi pe AMOLED cu o performanță mai slabă. Mie parcă îmi place ăsta mai mic. Acum aș zice că e cel mai interesant, dar e adevărat că cel mai mult mă interesează performanța la un telefon, deci sunt bipolar, nu pot să zic care e cel mai bun dintre cele două. De astăzi găsiți telefoanele în magazine și noi ne vedem în curând cu clipuri noi. Baftă! Ciao!